Salut, eu sunt Ștefan de la Smart Home Systems și astăzi vă voi prezenta cât costă automatizarea unei case. În ultimii ani am realizat foarte multe oferte de automatizare, atât a unor proiecte comerciale, proiecte de case, cât și a unor apartamente. Costurile automatizării apartamentului cu 2, 3 și 4 camere le-am prezentat deja într-un alt video și acum a venit vremea să prezentăm costurile automatizării unei case, integrând un sistem profesional de automatizare. Adevărul este că în momentul în care clienții ne vizitează showroom-ul, sunt foarte încântați de beneficiile unui sistem de automatizare complet, dar de fiecare dată ajungem la ceea ce ne doare și anume cât ne costă să locuim într-o casă inteligentă. Răspunsul este depinde și variază direct proporțional cu următoarele lucruri. Primul ar fi numărul și complexitatea funcțiilor pe care sistemul le realizează. De exemplu, la iluminat, ce tip de iluminat dorim? On-off, dimabil sau RGB white? 2. Dimensiunea și locația casei. Una este să avem o casă micuță pe un singur nivel și una este o vilă de 400 de metri pătrați plus curte plus anexă. 3. Ce tip de întrerupătoare dorim? Clasice sau de tip touch? Touch de plastic, touch de sticlă, să citească doar temperatura sau și umiditatea. Și ultimul lucru, complexitatea proiectării și instalării sistemului. Iar acum să trecem la partea concretă. Pentru această analiză am ales o casă medie pe care am ofertat-o cu puțin timp în urmă, pentru care clientul are, să zicem, un buget total de 130.000 de euro. Are o suprafață utilă de 160 de metri pătrați, iar compartimentarea este în felul următor: living, bucătărie și baie la parter și 3 dormitoare cu 2 băi la etaj. În următoarele configurații pe care le voi prezenta, doresc să evidențiez care este costul automatizării, ce funcții smart sunt cuprinse și cât reprezintă valoarea sistemului din bugetul întreg al proiectului. Prima configurație este cea basic. În această configurație am inclus funcțiile fără de care eu personal nu văd rostul automatizării. 1. Controlul temperaturii pe fiecare zonă în parte și anume în living, bucătărie și dormitoarele de la etaj. De asemenea, putem citi starea geamurilor cu ajutorul contactelor magnetice. Dacă deschidem geamul într-o cameră, termostatul va trece automat în modul Frost Protection. 2. Circuitele de iluminat vor fi doar de tip on-off, până la 20 de circuite independente, cu ajutorul cărora putem crea scenarii care pot fi controlate de pe touch-uri. De asemenea, putem ca circuitele de iluminat arhitectural să funcționeze după ce apune soarele și până la ora 12. Sistemul va avea în vedere orele diferite pentru apus pe toată perioada anului. 3. Touch-urile în acest caz sunt de plastic, dar tot nu sunt doar simple butoane. Acestea permit atât controlul iluminatului, jaluzelelor, sonorizării, cât și citirea temperaturii și a umidității. Chiar dacă unele funcții de control nu sunt încă folosite, ele pot fi programate ulterior și astfel apar noi funcții fără să spargem pereți. 4. Senzorii de prezență în băi și pe zonele comune. De exemplu, în baie putem crea un mod de iluminat care va aprinde doar iluminatul din oglindă dacă este trecut de ora 12 noaptea. 5. Controlul deschiderii ușilor de garaj, porților de intrare în curte și a portiței de acces. Și un buton pe post de sunerie care să ne notifice când cineva sună la ușă sau la poartă. De asemenea, putem folosi una dintre camerele video conectate la rețeaua casei să și vizualizăm persoana care sună. 6. Scenariile de venit sau plecat de acasă. Dacă dorim să plecăm, putem apăsa de 3 ori pe touch-ul de la intrare în casă, iar sistemul va seta toate termostatele în modul eco și va stinge becurile. 7. Toate funcțiile vor putea fi controlate de oriunde în lume, folosind telefonul sau tableta. De asemenea, putem primi anumite notificări dacă dorim acest lucru. Pe lângă aceste funcții, un sistem de automatizare va veni la pachet cu servicii de proiectare electrică, tablourile de automatizare configurate atât cu echipamente smart, cât și cu protecții la suprasarcini și supratensiuni, dar și cu consultanță pe tot parcursul proiectului și garanția bunei funcționări. Teoretic, noi suntem alături de clienți, de la etapa de proiectare până la etapa finală de punere în funcțiune când toată casa este finalizată. Și acum să vedem costurile. Un astfel de sistem despre care am discutat, profesional de automatizare, va avea un preț de pornire cuprins între 5.000 și 7.000 de euro. Dacă ne raportăm la întreaga valoare a proiectului,
acest sistem de automatizare reprezintă în jur de 4-5%. Și acum să adăugăm mai multe funcții și să trecem la configurația de mijloc. În această configurație putem adăuga următoarele funcții. Senzor de inundație și senzor de fum, care ne notifică în cazul unei alarme și putem programa anumite funcții pe care sistemul să le execute. Putem adăuga senzori de prezență în fiecare încăpere, care vor putea fi folosiți de sistem în funcția de efracție pe care noi o putem activa. Putem schimba touch-urile de plastic de la pachetul Basic cu unele de sticlă. Putem adăuga controlul jaluzelelor în fiecare încăpere plus controlul de pe același touch. Putem înlocui unele circuite on-off cu circuite dimabile, astfel vom putea modifica intensitatea luminoasă de la 0 la 100% în anumite zone. Și putem adăuga funcția de control acces, care ne va permite să deschidem ușa pe bază de cod sau tag NFC. De asemenea, clientul va putea adăuga persoane noi și manageria perioadele de acces ale acestora. Dacă dorim să adăugăm și aceste funcții, costurile sistemului vor fi cuprinse între 8.000 și 10.000 de euro, care reprezintă în jur de 6-8% din valoarea întregului proiect. Și ultima configurație ar fi cea completă. În această configurație putem adăuga și mai multe funcții. Spoturi smart și Benz LED RGB White, capabile să modifice atât culorile cât și temperatura luminii. Astfel putem programa ca dimineața să avem lumină rece, care ne ajută să ne trezim, și seara lumină caldă, care ne ajută să ne pregătim de somn. Putem adăuga un sistem de sonorizare de tip multi-room, care permite controlul sonorizării pe fiecare zonă. Acest control poate fi activat și controlat de pe aceleași touch-uri instalate. De asemenea, putem porni anumite alarme pe toate boxele din casă în cazul unei efracții. Putem adăuga o stație meteo care va controla automat poziția jaluzelelor în funcție de radiația solară și putem monitoriza toate informațiile furnizate de aceasta. Mai putem adăuga controlul ventilației în funcție de anumiți parametri, precum umiditate sau nivelul de CO2 din clădire. De asemenea, putem monitoriza și anumite consumuri de energie. Putem adăuga funcții de irigație, care va fi controlată automat și în funcție de parametrii primiți de la stația meteo. De exemplu, dacă a plouat în ultimele 24 de ore, nu vom porni irigația. Și alte funcții custom pe care clientul le dorește. Toate aceste funcții adunate vor ridica cu siguranță costul sistemului de automatizare, acesta putând ajunge la valori de peste 15.000 de euro, care va reprezenta mai bine de 11% din valoarea întregului proiect. Așadar, clientul este singurul care decide cât va aloca sistemului de automatizare din întregul buget al casei sale. Și acum la final veți spune ok, dar partea de cablare, cine o face și cât costă? Având în vedere faptul că realizăm proiecte de automatizare în toată țara, preferăm să lucrăm cu parteneri care să realizeze această etapă de cablare. Mai ales din punct de vedere al eficientizării costurilor, este mult mai ieftin pentru client să lucreze cu o firmă locală care să respecte planurile electrice realizate de către noi. Așadar, cablarea sistemului de automatizare va putea fi ofertată direct clientului de către cel care o execută, iar costul va fi direct proporțional cu complexitatea sistemului de automatizare. Chiar dacă momentan bugetul nu ne permite integrarea tuturor funcțiilor posibile, recomandăm cablarea completă a casei și pentru aceste funcții, deoarece în viitor ne va fi mult mai ușor să le integrăm. Sper că v-am făcut să înțelegeți mai bine care sunt costurile automatizării unei case și toate beneficiile pe care le aduce un astfel de sistem profesional de automatizare. Dacă vrei să afli mai multe despre sistemele de automatizare de tip Smart Home, te aștept în secțiunea de comentarii, iar dacă ți-a plăcut acest video, abonează-te la canalul nostru de YouTube folosind butonul de subscribe. Până data viitoare, te aștept pe site-ul nostru smarthomesystems.ro sau pe pagina noastră de Instagram Smart Home România.